Iubitorii de tradiție și cultură au fost prezenți zilele trecute la un eveniment organizat de Muzeul Național al satului Dimitrie Gusti din București. Sărbătoarea înălțării Sfintei Cruci din 14 septembrie este sinonimă cu Cârstovul Viilor, sărbătoare ce marchează, conform calendarului popular viticol, începutul culesului viilor și bătutul nucilor. Cu această ocazie, iubitorii de artă populară au putut achiziționa din târgul organizat cu acest prilej obiecte confecționate de meșteri populari veniți din toată țara, dar au și gustat gastronomie tradițională de sezon. Sunt deosebit de bucuroasă că, așa cum spunea poetul, niciodată toamna nu fu mai frumoasă. Soarele strălucește, curțile sunt pline de meșteri populari. Pe scena muzeului se desfășoară un program artistic susținut de nume de rezonanță în folclorul nostru. Și aș aminti eu pe Gheorghița Nicolae și nu numai, dar mai ales ansamblul Țara Vrancei, condus de Maria Murgoci, care va aduce aici tot ceea ce însemna obiceiul legat de Ziua Crucii și Cârstovul Viilor. Pentru că această zi este în calendarul popular viticol, am putea spune, începutul culesului viilor, când altă dată în satele tradiționale oamenii descindeau în vii pentru a aduna recolta de peste an și a face ceea ce este bun și gustos, mustul și apoi vinul. După cum vedeți, muzeele își spun cu prisosință rolul acela de a păstra, promova și duce mai departe, dar nu numai el în sine, prin specialiștii lui, ci grație oamenilor harnici și care au încă în suflet, în spirit și în minte, ideea de a păstra și duce mai departe vechi meșteșuguri, de a duce mai departe datini și obiceiuri. Eu sunt urmașul marelui maestru cojocar Nicolae Bacea, actual tezaur uman viu. Sunt ucenicul lui și duc tradiția cojocăritului, arta cojocăritului tradițional din zona de munte a Văii Bârgăului, din generație în generație. Un cojoc sau un pieptar, cum li se spune la noi, ăsta se numește pieptar, tradițional confecționat artistic, deci asta e o artă tradițională artistică. Depinde de model. Deci este pieptar care e mai simplu, să durează mai puțin și este cam în jur de o lună de zile.